primar, ce urări aveți pentru Ieșeni în anul ce urmează? Ce proiecte de viitor? Da, ce să urăm, așa cum viața tot mai des ne îndeamnă, cred că trebuie să începem cu sănătatea, că restul le mai rezolvăm. De aceea le urez tuturor ieșenilor multă sănătate și pace în suflet și în familiile lor. Sigur, să avem și îndrăzneala de a avea mai multe pretenții de la viața noastră de zi cu zi. România merită mai mult, pentru asta trebuie să și muncim mai mult și să încercăm să facem din țara noastră o țară în care normalitatea să domine. Cred că avem o șansă după 30 de ani de la Revoluția Română, s-a văzut foarte multă solidaritate, începem să credem iarăși în demnitatea poporului român și cred că este șansa noastră pe care trebuie să o jucăm în anul 2020.